La noapte cerul va fi mai mult noros, izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie sau burniță și doar la munte, la altitudini mari, pe arii restrânse vor fi precipitații mixte. Cu totul izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 4 și 4 grade Celsius. Local, în zonele joase de relief, se va forma ceață. În capitală, cerul va avea anorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 1-2 grade Celsius. Vor fi condiții de ceață. Mâine, valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va avea anorări temporare în nord-vest și va fi mai mult noros în rest. În regiunile sudice, spre sfârșitul zilei, izolat se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în est și sud-est și pe crestele montane. Pe arii restrânse va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau fulguieri. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade Celsius. În capitală, vremea va fi în general închisă și spre sfârșitul zilei vor fi condiții de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade Celsius. La munte cerul va avea anorări, iar izolat și trecător se vor semnala precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, însă cele nocturne vor marca o scădere.